Felicitări, Carmen, pe marele ecran. Spune-mi cum s-a ajuns la această colaborare. Mulțumim, în primul rând. Cum a fost? Ne-a sunat, a zis, bă, vreți să jucați într-un film? Și ne-am zis, da, și gata, ne-am dus și am filmat. Colaborarea cu ei este printre cele mai frumoase colaborări pe care le-am avut cu taraful rutenilor noi toți. Super. Te tentează să faci un pas în direcția asta, nu știu, ca și actriță? Bineînțeles, normal. Adică ne gândim și noi să facem un film. Adică am și început, dar nu vă zic mai multe. Spune-mi cum e viața asta de artistă tot timpul pe drumuri. Din 2016 viața ta s-a schimbat radical. E o viață frumoasă pe care ți-o asumi. Adică, dacă ne-am dorit, acum ce să facem? Să ne plângem că s-am obosit, că nu știu ce. Asta ne-am dorit, asta facem și ne bucurăm. Dar cum este să fii pe val, succesul ăsta? Cum îl gestionezi? Eu sunt pe val de când m-am născut, oricum. Stop, tot pe val, tot pe val, tot pe val. Asta e viața de pe litoral. No. Adică, ideea e că noi facem ce ne place, ne simțim bine, nu ni s-o transforma viața cu nimic. Adică, din contră, numai eventual suntem mai prosperi, vrem să muncim și mai mult, adică nu ne-am culcat pe ureche și acum, mamă, gata, a căzut succesul peste noi. Eu nu e așa. Muncim în continuare și am și muncit de când ne-am apucat. Cine te-a îndreptat spre muzică? În familie nu am neapărat artiști, dar m-a îndrumat un pic sora mea și încă o soră de-a mea și mai mult cred că singură m-am îndrumat, că mi-a plăcut foarte mult și... Orice gen de muzică, orice muzică auzeam, mi-e plăcea orice. La ce vârstă ai câștigat primii bani din muzică? La ce vârstă? Nu știu, eram mică oricum, vreo 9-10 ani, cred că, 9-10 ani, cam așa. Și am câștigat 3 milioane. Tot luam câte 10 lei în fiecare zi și mergeam la școală cu ei și aveam cei mai mulți bani de la școală. Dar s-a terminat în 3, câte, nu știu, cu matematica am fost slabă, 30 de zile, nu? Așa, 3 milioane de câte 10 lei. Ultima întrebare. Spune-mi, te rog frumos, dacă te-ai gândit să te muți în capitală. Nu. Nu. Mă ține casa și energia de acasă. Îmi place și în capitală, dar să vin să stau maxim două săptămâni mult. Dar, adică, cum să zic, e mai liniște la noi, e mai liniște. În Sighetul Marmației, nu? Da. Dar tot Maramureșul e mai liniște un pic și ne place acolo. Mult succes! Mersi! Mulțumim frumos!